Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Full Crate Iar după cum bine știți din live-ul pe care l-am făcut ieri um, Am cam terminat tot, tot ce ținea de casă Și acum ce trebuie noi să facem pur și simplu să începem să ne jucăm survival Deci pur și simplu um, ne-am mutat dacă n-ați dacă până acum și n poate n-ați observat Ne-am făcut altă casă și a trebuit să schimbăm serverul și casă nu o l de la început am făcut totul cu game mode adică toate toate chestiile astea sunt făcute cu game mode uh, adică exact ce aveam înainte pe lumea trecută exact am pe lumea asta și după, și vreau să vă anunț că după ce se termină uh, acest episod și când va fi uploadat veți avea harta în descriere la download pentru că deja atingem episodul 20 uh, și v-am promis lucrul acesta și mi-am adus aminte eu ieri că... <coughs> că nu reușeam să fac să funcționeze chestia asta și mă mă enervam. Pur și simplu nu nu reușeam să fac să aibă un filtru cum trebuie. Și mi-am adus aminte că există în chestia asta un um, un filtru special care pur și simplu funcționează foarte, foarte ușor. Și chestia asta trebuie să le punem pe blacklist și pac. Acum cred că nu mai OK, acum nu mai Ia nici o bucată de cableton și nici o bucată de, um, de dirt Și acum Acum suntem cu totul cu totul uh, ok Suntem la zi uh, Merge totul Am făcut fermă de, de mob aici lângă casă pentru că nu funcționa Iar acum uh, Ce trebuie eu să fac Este o singură chestie foarte foarte uh, Adică de fapt asta am luat-o de pe live Chestia asta am luat-o de pe live, am zis că -o să vă o uh, um, să vă ascult părerile pe live și o să facem cam, uh, adică nu chiar tot, o să facem o mare parte ideile pe care voi mi le spuneți. Și ceea ce am avut o idee destul de bună, adică nu eu, avut cineva de pe live, uh, să facem un laborator sub casă și mă gândeam că în acest episod să facem liftul și poate încăperea de acolo, dar mă gândeam cumva să pice de acolo, să, să vină uh, elevatorul de undeva de sus, dar nu știu, nu știu cum să-l fac în așa fel încât să fie totul ok, uite văd că aici nu am spart chiar cum trebuie, dar nu știu ce chestie, a, asta e masa de biliard, ok, uite dacă am sparge aici am face de 3, nu știu sigur cum... Cum ar fi, uite, aici ar fi super ok dacă am face chestia asta. Um, pur și simplu putem să facem uh, oricât să fie, deci uh, liftul poate să fie 3 pe 3 2 pe 2 1 pe 1 deci pur și simplu un singur bloc poate să fie. Și eu mă gândeam să-l fac, nu știu, de uite, să facem de început așa pentru un 3 pe 3 pentru noi. Mi se pare chiar super super ok și uh, și de ce nu? Adică Arata super, super tare. Poate o să punem. Uh, nu știu, eu acum mă gândeam, Ori să punem. Uh, să punem înapoi aceste blocuri de. Uh, blocurile astea de wood ca să mascheze toată, toată gaura pe care o facem în podea. Uh, sau să punem factory blocuri. Nu știu, factory blocuri cizaluite. Chiar nu am nici o mică idee. Arată super interesant, dar vedem, vedem. Uh, iar acum, noi ce trebuie să facem. Uh, trebuie să ne facem un sistem poate, poate știți, poate nu știți, uh, trebuie să facem un sistem cu elevator, deci trebuie să punem elevator aici pentru că asta e chestia care ne cară elevatorul și nu știu de ce nu am topor, chiar nu știu de ce nu am topor, uh, ok, uh, deci asta e cel ce ne cară nou elevatorul, trebuie să punem un, un capacitor, o să-l punem un capacitor special pentru, pentru tot sistemul ăsta, îl punem aici uh, de fapt, nu-i bine, nu-i bine cum l-am pus nu, 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 nu cred că o să mai pun KPS Și ce-mi place, uitați să se încarcă în inventar asta îmi place foarte, foarte mult Pentru că se încarcă în inventar uh, Din cauza wireless charger pe care le-am acolo sus uh, Și ce trebuie să facem noi? Vreau să mai pun încă unul Deci o să fie uh, O să fie cam așa Acum o să uh, Deci stai, care-i mijlocul? Ăsta ar trebui să fie mijlocul ăla -i. Ok, și acum îi dăm bice în jos. Ok, și aveam deja gaură făcută. De fapt, nu era chiar gaură. Um, și hai să vă arăt aici un trick. Cum să, cum să, reu cum să spargem noi cu hammer-ul totul dacă facem așa. Punem tot și mergem așa în jos. Easy. Super, super easy. Um, ok, nu știu cât o să merg în jos. Chiar, uh, chiar nu, nu am hotărât chestia asta. Uh, dar... O să mergem, nu știu, mai mergem încă vreo 10 blocuri și aia este. OK și cam asta este imediat și acum am făcut am mers 15 blocuri. Uh, nu contează, de fapt hai să, hai să punem toată chestia asta aici. Punem elevator acolo. Uh, și cred că o să trebuie să sparg și podeaua asta, dar nu contează. Uh, iar acum ce trebuie să pun? Cred că jos o să fac tot sistemul. Jos cred că o voi face tot sistemul. Pentru că e mult, mult mai, mai liber. Și pot să, Și în casă oricum nu, nu se merită să-l fac. Pentru că o să umplu de fire și nu are rost. Chiar nu are rost. Credeți-mă că nu are rost. Ok, acum ce facem? Punem capacitorul ăsta jos. Îl punem așa frumos. Vedem că e plin. Ok, acum trebuie să alimentăm chestia asta Chestia asta e alimentată și mănâncă 1000 petic. Deci 1000 petic. Și o să ducem noi ceva fire până sus acolo la chestia aia. Uh, acum trebuie să punem screen controllerul uh, aici. Îl vom pune aici pentru că de ce nu? Și ce trebuie să facem? Bine că mi-a -am dus aminte. Trebuie să facem niște bucăți de piatră fină. Uh, adică să punem la smeltuit niște, niște cobblestone. Uh, ca să umplem mai toată chestia asta, ca nu cumva să ne să ne încurce. Um, adică, să avem o, o vedere așa foarte, să avem un cleaner look, cum cum se mai spune. Um, ok. Hai să vedem, s-au făcut trei bucăți. O trească să fac un octadic capacitor. Mamă, pe bune, toate chestiile astea au au murit aici. Gata, avem 0. Și nu știu unde s-a dus tot. A, știu unde s-a dus tot. Da, 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 uh, Dimensional transceiver-ul ăsta mănâncă toată energia pentru ăsta și ideea o să... Uh, o să avem noi aici ceva de, de, făcut mult mai mult și bine că mi-am adus aminte să-mi scot și, uh, și, armura de, uh, din Draconic Evolution. Ok, trebuie să punem ăsta. Hai să facem uh, să facem gaura pentru. Mama, am crezut că am greșit, am, am avut impresia că, că greșisem și că am făcut cu un bloc mai mai în stânga, că atunci era foarte, foarte nașpa și ce mă enervează e că tot nu am un topor și trebuie să merg să fac un topor. Um, dar voi face după, pentru că acum vreau să termin chestia asta și oricum nu prea contează acum. Ok, um, ia să vedem. Ok, super. Uh, avem astea, o să mergem după aia sus. Acum ce trebuie noi să facem e să luăm butoanele astea. Să luăm butoanele, dăm... Și, de fapt, stai. Facem shift, right click, shift, right click. Uh, mergem pe la de sus și dăm tot așa shift, right click, shift, right click. Și ce trebuie să facem acum vine parte interesantă, luăm, luăm astea, <coughs> luăm astea, de fapt trebuie să am în două, da. Elevator, ok. Uh, și hai să-i dăm aici jos laborator. Îi dăm un nume pentru că aici ne va, ne va trite în laborator. Ce mai posibil. O să mai facem încă unul aici la mijloc. Uh, și aici ne, ne vom da numele de casă. De fapt, nu. Uh, ba da, casă. E super ok în casă. Uh, iar acum, după ce am făcut chestia asta, trebuie să punem... Trebuie să punem ăstea, ecranele. Um, punem ecranele, click dreapta pe el, instalăm modulul, la fel facem și sus, foarte, foarte ușor. Aici o să-l pun tot așa la două blocuri sus, clic dreapta pe el, um, ok. O să facem poc, 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 să umplem și ne rămâne o bucată. Iar acum trebuie să dăm click dreapta pe chestia asta, ne scanează um, ne scanează, ne zice că avem un singur connected screen, de ce? De ce zice chestia asta? Nu îmi place. Poate pentru că am pentru că e prea departe? Oare, oare de asta? Ia să vedem, ia să punem puțin mai jos. Dacă îl punem aici, ce zice? Și dacă dăm scan, da, cred că este prea sus. Cred că este prea sus. Trebuie să-l punem așa, vertical, large, ok. Um, și hai să vedem dacă punem ăsta una mai jos, hai să vedem, poate dacă punem una mai jos, poate îl prinde și pe el. Sper să-l prindă, dacă nu o nu știu, să vedem cum. Ok. Um, nearby screens, ok, și dacă îi dăm click dreapta, coboară. o boss. Și dacă dau pe casă, ar trebui să mă ducă la casă, nu? Ok, și atunci de ce nu? De ce nu prinde? What? What? Nu, stai că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Chestiile astea nu erau sparte. Adică eu știu că nu erau sparte. Ok, ce s-a întâmplat? Deci, a, cred că, cred că am găsit un bug. Cred că am găsit un bug. Ia să vedem. What? What? Foarte ciudat, foarte, foarte ciudat. Um, nu, știu, nu știu, nu știu, ce, nu știu ce să zic în privința lucrului ăsta. Mi se pare puțin ciudat, adică uitați-vă și voi. Uh, noi încercăm să facem un elevator și distruge casa. Uh, e puțin ciudat, ia să vedem dacă am minat vreo bucată de diamond Pentru că eu n-am nicio bucată de diamond Pentru că nu mi-am scos niciun Ok, super um, Nu mi-am scos nicio bucată de Adica um, Adică, da, nu mi a scos niciun bucat de diamond Din Din game mod Ca să-mi fac, uh, să -mi fac Asta uneltele principale Dar vom face toporul ăsta așa Pentru că deja mă enervează Și nu știu, chiar nu știu cum, cum să, cum să fac o chestia asta. Ia să facem așa și să încerc să pun um, să pun niște factory blocuri. De ce nu? Poate funcționează cu factory blocuri, poate eu știu. <laughs> nu știu, destul de ciudat. A, știu ce pot face cu chestia asta. Asta pot să iau și să o pun undeva la mijloc. Da, 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 Dar momentan vom lăsa pentru asta, dar să văd dacă, uh, dacă se mai bugează, adică dacă ne mai face probleme, nu? Pentru că asta mă interesează pe mine, să nu avem probleme. Și hai să punem cu factorii. Le punem așa ne necizăluite Ne nimic doar să vedem dacă funcționează uh, Și sper să nu mai îmi distrugă din casa Adică hai să mergem să luăm Să luăm niște lemn Era să uit ca vein miner Și era destul de trist Adică mă puneam să sparg fiecare bucată în parte Și hai să vedem Bă, chiar, chiar sper să nu, să nu mai avem probleme Și acesta este începutul laboratorului de sub casă. Și o să fie ceva foarte foarte interesant. Uh, laborator. Am impresia chiar la spart. Am impresia chiar la spart. Oh, ok. Ok, văd că funcționează, văd că funcționează, deci mergem foarte foarte bine. Uh, iar acum. Iar acum cred că o să mă pun, adică, cred că cel mai bine e să ducem ăsta mai sus. Uite, așa, cu două rânduri, ca să, pe unul pe, să pot să mă urc și pe... Ia să vedem. Hai, boss. Ducem așa, încă câteva rânduri în sus. Ia să vedem. Până aici, dacă funcționează până acolo, e super, super bine. Uh, chiar sper să funcționeze. Uite, îl punem acolo, screen controller. Ok, cu niște fire acum îl ducem. Și acum scanăm. Sper să le scaneze pe amândouă. Ok, super, le-a luat pe amândouă, deci acum gata, suntem, suntem rezolvați. Și acum ar trebui să le ia pe amândouă. Super, super tare. Chiar mă bucur că am reușit să facem să facem chestia asta. Uh, și acum ce vreau să vă întreb pe voi? Idei. Am nevoie de idei pentru pentru acest laborator. Pentru că eu mă gândeam să facem tot așa ceva de factory block și să folosim din ciză uite, fenurile astea, pentru că mi se par foarte, foarte tari fenurile adică ventilatoarele uh, și avem aici un ventilator gigantic dacă nu mă înșel. Ia să văd dacă mai există. Factory Block Sloping. Bă, nu cred că mai este. Ba da. Ba da. Uite-l. No, uite, așa trebuie să-l punem cu un bloc de acolo. Asta e ciudat pentru că trebuie să-l punem cu un bloc de ceva ciudat, e un bloc extrem de ciudat asta și nu știu, trebuie să-i găsim așa un fel de, uh, nu știu, un fel de șchepsi, să se zic așa. Deci cam așa arată fenul ăsta gigantic, gândiți-vă cum ar arăta un fen din ăsta gigantic așa într-un dita mai laboratoriu, Asta e dacă merge să-l punem, nu, no, nu merge. Ok, băi, nu știu, cam acesta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, eu, mie, chiar mi chiar mi-a plăcut Și uai, și bine mi a adus aminte Uitați-vă ce putem să facem Putem să facem uh, Putem să facem de Din asta un uh, Putem să facem un fen din asta așa de de, de fapt e 3 pe 3 pe 3 Și o să vin așa un cub din asta așa gigantic Un fen din asta așa super super gigantic Băi, cam acesta a fost episodul Eu sper că v-a plăcut uh, Chiar mă bucur că am reușit să facem aceste chestii Acum ce o să mă... De fapt nu, asta a, și nu pot, nu pot să zbor pe chestia asta, nu pot să zbor cu chestia aia. ha, ha. ce șmecher. Um, și, ok, îl spargem, îl punem una mai sus pentru că așa e frumos. Uh, și nu o să mai merg acum să-l să iau, o să mă pun să mai fac încă un, um, încă un elevator, de fapt încă o chestie de asta, un elevator, exact, elevator se numește. Um, și o să o pun aici pentru că mai vreau să mai facem încă, încă o oprire între astea două, să mergem la camera, camera de energie um, și nu știu. Deci aștept idei din partea voastră pentru laboratorul uh, zâmbăreților, exact cum cum mai ziceați voi pe live, laboratorul zâmbăreților, deci cam asta văd de vizionul, fraților, eu am fost Sami și v-am pupat!